ziua. Săptămâna aceasta au apărut în spațiu public informații legate de poluarea salvei de lacuri din nordul Bucureștiului și a Ilfovului. Am venit la fața locului să vedem și noi ce se întâmplă. Suntem ansamblu Cosmopolis, sunt ștefăniștii de jos. Pe drumul spre lac am observat un pârâu cu ape uzate care se varsă direct în lac. Este un miros foarte greu, îngrozitor. Apa are o culoare verde, probabil sunt ape uzate care ajung și poluează direct lacul. Vom cere autorităților cu rol de control și administrare din Ilfov și București să verifice și să descopere care sunt sursele problemelor. Ne pasă de sănătatea Ilfovului și de mediu. Suntem în tunari, încercăm să găsim o cale de ieșire din acest labirint, ne dăm seama ce anume poluează lacul, pasărea. Aici suntem la intersecția dintre strada Bălții și strada Pinului. Am descoperit o țeavă care se varsă în lac. Se simte un miros puternic, chimic, foarte deranjant. Oamenii de aici din zonă reclamă de foarte mult timp acest miros care apare aleator. Cred că e nevoie de ajutorul instituțiilor abilitate pentru a ne da seama ce anume poluează lacul. Se pare că sunt mai multe chestii. Thank you.